Națională, acolo unde Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros, să urmărim. Scopul e prea sfânt. Murim mai bine.
Să o aplaudăm încă o dată pe Simona Halep. Să vin să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Astăzi am ajuns în țară și bucuria este mult mai mare, chiar mai mare decât pe terenul central de la Paris. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la așa ceva. Este un moment deosebit și ce pot să vă spun? Sunt foarte mândră că sunt româncă, așa cum o spun mereu. Aceste performanțe au venit și sunt 100% din țara noastră. Mereu m-am antrenat aici, am crescut aici și mereu am crezut, chiar dacă provin dintr-o țară mai micuță, se poate face o performanță mare. De dumneavoastră, de un public numeros, care este și călduros pe deasupra. La Paris a fost o atmosferă incredibilă și toți cei de după meci mi-au spus că nu s-a mai întâmplat în istoria turneului să se cânte imnul unei țări, să se rostească și cuvintele și de aceea vreau să vă mulțumesc din nou. Ați făcut ceva minunat. Bineînțeles că acest drum a fost foarte lung, cum bine știm cu toții. De 20 de ani am început să joc tenis și am avut foarte mulți oameni alături de mine. Vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor care au pus o cărămidă la această performanță. Familiei mele care m-a ajutat și m-a susținut în fiecare zi. Bine că nu avem un sistem foarte dezvoltat în sport, dar vreau să mulțumesc României pentru tot ceea ce ne-a oferit până acum și vreau să cred că o să mai avem mulți campioni. Sper că acest trofeu să fie începutul unei noi generații de campioni și de ce nu și în alte sporturi. Sper să avem cât mai multă încredere în noi ca oameni și să credem totuși 100% că avem forță să facem orice ne dorim. Dar trebuie să visăm întâi. Vă mulțumesc foarte mult! N-aș vrea să mai plec de pe scena asta, este prea frumos. Vă mulțumesc din nou și inima mea este alături de voi. Vă mulțumesc! Moment deosebit! Domnișoară și domnilor, îi invităm pe scenă pe domnul George Costac, președintele Federației Române de Tenis și pe un om care știe ce înseamnă un turneu de Grand Slam, domnul Ilie Năstase. Domnul Ilie Năstase știe mai bine decât mine cum este că are două Grand Slam-uri, așa că sper astăzi să-mi dea din puterea lui să mai câștig și eu unul.
după bătrânețe, după vârstă. Sunt foarte mândru de Simona, că și eu am trecut prin aceeași situație. Am făcut 3 finale înainte să iau un Grand Slam. O felicit pe ea și pe părinții ei, că dacă nu erau părinții, federația mai puțin o ajutau. O felicit că a avut răbdare și după răbdare au venit trandafirii, adică victoriile. Vreau să vă felicit și pe voi că în versul la care spune deșteaptă-te române, ar fi trebuit să schimbe. Deșteptați-vă românii. Voi sunteți foarte buni. Vă mulțumesc și o seară plăcută. Mulțumim domnului Ilie Năstase. Bună seara. Eu am momente emoționante pe Arena Națională, acolo unde Simona Halep a prezentat trofeul câștigat sâmbătă la Roland Garros, primul său titlu de Grand Slam. Simona le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o, familiei, antrenorilor și nu în ultimul rând le-a mulțumit fanilor. Ea a mărturisit că cel mai emoționant moment pe care l-a trăit a fost cel în care imnul României a răsunat pe arena de la Roland Garros.